Aici. Eu v-am spus că erau beți în curte și noastră n-ați auzit. Dacă eu v-am spus. Doar să nu apară pe stațiul, pe spațiul public. Pentru avocat. Pentru avocat. De câte ori fac reclamație, este sunat în prealabil, el se oprește cu 5 minute înainte să vină poliția și poliția vine același individ care l-am filmat, Radu Adrian, cum îl cheamă. Și întotdeauna se preface, cu toate că erau 3 martori de față, se preface că nu există și că nu e așa. De incidentul a avut loc ieri, seara. A avut loc seara de înviere, da. A, sâmbătă seara. Sâmbătă seara, da. Uh-huh. Am camerele de supraveghere care bat exact pe stradă și se vede că era o mașină, aștepta să sun la poliție, practic, asta a vrut el, ca să poți să iau amendă, practic. A, deci crezi că el s-a înțeles cu polițistul să vă provoace, voi schemați, da, poliția și poliția îți va amendeze pentru apel fals. Da, exact, în mod sigur a făcut treaba asta, da, pentru că a stat o oră, au așteptat, au dat drumul la muzică, s-au pus scaunele în drum, au început să bea, au blocat drumul. În momentul când am sunat la poliție, la 5 minute s-au strâns toată lumea și a intrat în casă. Și de ce nu publicați și imaginile cu încălcarea lor, ca să fie clar că nu ați chemat nejustificat? Că ai publicat doar discuția cu poliția. Da, pentru că de acest polițist sunt sătul, că mereu se preface că n-aude și doar ce vrea el. Și v-a avertizat să, dacă filmați, să nu publicați asta, totuși nu v-ați speriat de avertizarea lui? Păi, dar mi se pare că e minciună ce spune el, nu? Da, categoric, e libertate de exprimare și e descalificant pentru el să vă interzică să publicați imaginea lui în uniformă de serviciu, în exercițiu funcțiunii, deci e clar că nu l-ați filmat acasă. Eu filmam din curte, era la mine în curte chiar, el era pe drumul comun, adică pe proprietatea mea. Da, și în spațiu public, exact, ai voie să filmezi un polițist în funcțiune și care a venit și v-a amendat sau încă n-a trimis amenda? Încă n-a trimis, nici măcar n-a vrut să facă proces verbal. A zis că vi-o trimite prin poștă, 500 de lei sau cât a zis? 4500 de lei. Oho, ha. De ce e așa mare amenda? Acum, cu ocazia stării de urgență, e mai mare. De urgență, cu toate că vecinii nu cred că aveau voie să petreacă în stradă, nu? Erau cel puțin vreo 4-5 care erau case diferite. Da, sesizarea cum ați făcut-o? La 112 ați sunat sau la el? La 112, da. Și tot el a venit, chiar dacă ați sunat la serviciu tot centralizat. Tot el a venit. Treaba este că de câte ori e cald afară, e vară, acest individ când trec prin fața curții lui, pentru că n-am pe unde să iau în altă parte, printr-un drum de servitute, aruncă din curte cu pietre, aruncă cu cola, aruncă cu ce nu aruncă. L-am filmat. Mi se spune tot timpul la poliție că nu sunt dovezi, că nu sunt dovezi. Am martori, am soția, e martori. Atunci când am chemat, înainte să chem poliția, pentru că mă așteptam că se va întâmpla așa, am chemat firma de pază, pentru că mi-am instalat pază de frica lui până la urmă, pentru că poliția nu face nimic. Firma de pază nu a putut să treacă de mașina care era în stradă și a venit pe jos la intervenție, ca să vadă dacă este vreo chestie grabă. Și omul a zis, doamne, eu stau aici, chemam poliția ca să fiu martor, să... Iar polițistul a ignorat tot, cu toate că a recunoscut, nu știu dacă este registrat, a recunoscut că i-a văzut pe marginea străzii, dar nu era recalcitrant, din punctul de vedere. Dar voi ați reclamat nu că ar fi fost recalcitrant, ci că făceau chef în stradă pe timp de pandemie. Așa, și că au blocat accesul cu mașina. Mi-au blocat accesul, exact. El îmi spunea, tot îmi spune că nu se bagă pe drumul de serviciu, adică ce nu e România, nu e drumul ăsta de serviciu, nu este în România, adică eu nu puteam să ies din casă, dacă aveam o urgență medicală, dacă, eu știu, făceam ceva, dacă trebuia să ajung la spital, dacă trebuia să vină cineva la mine, eu știu, nu avea pe unde să treacă. Drept dovadă am și demonstrat cu firma de pază, că n-a avut pe unde să treacă. Înțeles. Și treaba asta o face frecvent, de câte ori este acest individ în post și mereu aceeași problemă, adică nu e prima amendă care o dă la acest individ pe tema asta. Și le-ai contestat sau le-ai plătit? Nu, că celălalt a fost mic, el a început cu amenzi mici, cu 500 de lei vechi, ceva. După aia a ajuns acum la sume mai mari, bă. Ar trebui contestate, că altfel le recunoști. Da. Asta după ce am vorbit cu un avocat, pentru că nu m-am așteptat să continue treaba asta de atâta timp. Mm-hmm.
Bun, mulțumesc pentru relatare. Am înregistrat audio, bag și video de aseară. Dacă ai și video cu mașina lor în stradă sau cu da, telefon... Da, bineînțeles, dar este o, numai că este o cameră de supraveghere, nu se vede așa clar ca telefonul, fiind distanța destul de mare. Și aș vrea tăiat să nu se vadă partea lui de curte a vecinului, că o să zică cumva că îi filmez în curte și fac public. Ok, ne-am înțeles. Eu de-aia nici n-am văzut să filmez pe el cu telefonul să mă duc la el acolo, pentru că m-a acuzat că îl pun pe el în spațiu public. Mm-hmm. Dar pe polițist, abia așteptat să-l prind. Mm-hmm. Pentru că eu de câte ori făceam fazele astea, o făceam în selecție și mi-a zicea să opresc, îmi spuneam eu să opresc telefonul. Mm-hmm. Adică la modul, eu am făcut o declarație acolo, am făcut câteva plângeri și nu m-a lăsat nici măcar să-mi fac poze la propria plângere. Clar. Mulțumesc pentru încredere, ținem legătura, aștept și celelalte video. Aș vrea video. Să faci cumva publică treaba asta, pentru că se mușeam, adică este un crengător aici. Bănuiesc că acest individ fură și la curent. Adică? Adică n-au sigile la contoare, de exemplu. Mm-hmm. Asta am trebuie făcut. Să ocupe inelul sau cine, nu poliția. Nu, că sunt niște infractori total, adică ei asta fac. Plătesc pe acolo, dau șpagă acolo, dau șpagă acolo și... Clar. Și de câte ori să-mi bată, chef de scandal. Și știe că fac scandal în momentul când este acest individ de serviciu întotdeauna. Mm-hmm. Care pare să fie legătură cumva și cu șeful de post, care și ăsta mai nou văd că se cam ascunde. Cum ați la secte se ascunde pe acolo. Și toate se întâmplă în Domnești? În Domnești, în județul Ilfov, da. Strada Capitalelor numărul... Da, strada Capitalelor. Suburbia Capitale, da. Cu toate că este un cadastru pe stradă, adică nu este, spunea că chestie civilă. Este un cadastru, avem acte pe cadastru, nu există... Adică este o hotărâre, e trasată strada, nu există civil să... Nu are voie să-mi blochez accesul, eu știu. Am nevoie să vine pompieri, pățesc ceva, nu. El are chef să blochez accesul până... Deci ați fost în litigiu pentru drumul ăsta până acum, în instanță? La un moment dat, el, mai am și o altă filmare. Nu am fost în litigiu, așa am cumpărat asta cu acest drum, n-am știut ce. Am cumpăr. Înțeles, ok. Așa, am avut un proces în care el, în momentul când am trecut pe această stradă pe jos, având un câine lup, a pus câinele pe mine, din curte, să nu se vadă pe cameră. Acest câine a sărit pe mine, am și această filmare, acest câine a sărit pe mine, noroc că era tot așa, primăvară, că el o face cam de Paște, așa, tot așa, până în Paște. A sărit pe mine, s-a văzut pe filmare cum a sărit și... Dar n-a putut să mă muște, că aveam geaca foarte groasă. Și l-am dat în judecată pentru că totul ținea pe stradă și mi-a frică să trec pe jos de acest câine, pe lângă faptul că a sărit pe mine. Și se pare că instanța a spus că n-am destule dovezi. Uh-huh. Am făcut recurs și iarăși e aceeași problemă. Acum nu știu... Nu... Ce să zic, nu... Și mai am un dosar penal către soția lui. Pentru că eu eram plecat în vacanță la mare, ea se plimba pe la mine prin curte. Să-mi demonstreze că e șmecher. Eu având camere și alarmă care mă suna pe telefon, m-am uitat pe camere și am văzut că soția lui se plimba prin mașina mea, din curtea mea, se uita pe câmp. Ea nu știu ce făcea. I-a trimis un mesaj, zic, te rog frumos să ieși din curte, să nu mai stai la mine în curte. Am primit după o jumătate de oră mesaj că își căuta pisica. Am făcut o plângere la poliție. La poliția a declarat că ea a găsit pisica la mine în curte și că a plecat cu pisica. Am depus filmările că a plecat, a intrat singură, a ieșit singură. Chiar aveam filmare din două unghiuri fiind la mine în curte, de frica lor. Iar poliția s-a făcut că nu vede filmările și a crezut-o pe ea. Și a clasat dosarul. Exact, ceva de gen. După care am făcut recurs în instanță la acest dosar. S-a redeschis dosarul pentru că nu exista nicio pisică în acele filmări. Și asta s-a întâmplat undeva în decembrie anul trecut, iar dosarul iarăși e blocat. Clar, deci poliția e plătită degeaba, nu ne ajută, nu ne face dreptate. Sunt nicio formă, doar dacă, nu știu, dacă dai bani, poate poliția altfel acces. Atunci de ce să mai plătim de la buget dacă trebuie dat bani pentru dreptate? Dreptatea nu există, am încercat de 3 ani de zile cu acest individ, nu știu pe cine cunoaște, cum cunoaște sau cu cine stă de vorbă, dar el întreține piscine. Probabil că are o piscină la vreun mahăr, pe aici, pe undeva, abar n-am. Am înțeles, mulțumesc pentru apel, pentru mărturie. Deci, să vă mai trimit imaginile cu ei în stradă. Da, vă rog. Nu am găsit pe nimeni, am vorbit cu domnul beneficiar. Când m-am dus să îmi iau mașina că pleca să doamnă, să atunci cine mi-a dat mașina aceea, am purtat și o conversație civilizată cu domnul, am explicat. Domnilor, nu este ok. Eu sunt obligat să vin aici. Deci ce v-a spus? Domne, e terenul meu,
plătesc impozit sau ce plătesc impozit. Dar și eu plătesc, și eu plătesc impozit. În secunda aceea chiar nu puteam să stau cu ei de vorbă. Am dar nu le-a solicitat să mute mașina. Nu. Da? Ok. Ok. Am vorbit cu dumnealor, au zis că, dom'le, noi nu facem așa mereu, se întâmplă ocazional, venise prietena la un băiat acolo, că domnul se dau așa, nu știu ce. Le-am explicat, dom'le, uite, sunt lucruri de parcare aici, pe spațiu de lângă, adică puteți să o lăsați acolo. Dacă venea salvare sau cineva la o alarmă, ce făcea domnul de la salvare, dom'le, mută mașina, că eu sunt în grabă. Dar erau beți în curte, se vedeau că sunt beți, nu? Da. Știu, se întâmplă la toată lumea. Și în starea de urgență mă gândesc că da. La un caz mai grav, fi găsiți pe domnii, aveți timp să stați după ei? Nu, nu vă întrebuiți. Nu, lăsăm așa și ne ducem. Exact cum am făcut și eu. Sunt obligat că nu trebuie să ajung cât mai repede. Am și un timp ca și dumneavoastră. Deci aveți confirmare că era o mașină în drumul ăla, nu? Unul dintre ei era un pic mai dat, un pic mai recalcitrant, când zic să se ridice. Dar în rest nu s-a riscat. Nu a fost probleme, nu a fost așa mai departe. Sesizarea făcută de domnul s-a confirmat, da? Care? Sesizarea făcută de către domnul. Înțelegi? Ce chiar? S-a confirmat. De alarmă de panică? Da. De vreo problemă? În casă nu s-a găsit un cortel. Ok. Să menționați, vă rog, în procesul de bravo. Sigur că da, să menționați absolut tot. Mulțumesc. Vă rog să-l chinați pe care să-l dura. Sigur. Dar să nu conține datul caracter personal. Nu, decât numele domnului beneficiar, că sunt obligat să scriu chestia asta, dar nu mai să conțină alte date. O să am și nevoie de sunătul de la voi. Nicio problemă. Să-l citiți la domnul beneficiar. Nicio problemă. Și eu să-l completare. Vă rog să-l finalizați. Eu nu înțeleg de ce nu vreți să rețineți domnul Arătoadian, că era cineva pe câmp. Pentru că nu e prima doată când eu vă spun acest lucru. Iar dumneavoastră ignorați sistematic. Da? Acești oameni, în mod constant, știți foarte bine că e o situație conflictuală care se perpetuează, iar ceea ce s-a întâmplat acum a fost făcut într-adinți. Și știți foarte bine. Și dacă veți face cercetări și veți avea suficientă curiozitate și demnitate să lămuriți această situație, da, veți vedea că acea mașină B100 LMS nu are ce să caute pe acest drum. De ce? Și a staționat, pentru că nu are niciun domiciliu pe acest drum și a staționat... De București? Da. Poftiți? E de București, da. București? Da, da. B100 LMS. Și a staționat 40 de minute blocându-mi trecerea. A staționat dumneavoastră? Da. Cum v-a blocat dumneavoastră? Eu eram acolo cu mașina și vreau să plec în București, da? Pentru că am o urgență, am mama bolnavă, dar mă duc să-i fac insulină. Și n-am putut să trec, pentru că doamna era acolo și știți foarte bine situația conflictuală de acolo. Le-ați transmis în multe... Nu am plecat de acasă. Nu ați plecat acasă cu mașina? Nu, acasă. Pentru că știți foarte bine că mi-a aruncat... Dar aruncă cu pietre, aruncă cu prostii mașină când treci. Și știți foarte bine situația. Și nu vreți să o lămuriți de 3 ani. Și vă tot spun și vă tot spun. Dacă vi s-a părut că v-am vorbit cu răsul... Nu, nu s-a mai și... Vorbim cu domnul... Domnul Radean, o singură întrebare. Dacă mai stau de muzică și mai ies pe stradă și mai blochează drumul, putem să sunăm la poliția din Domnești sau la 112? Este exact cum a spus mai devreme, drumul de servitut. Adică dacă am nevoie, dacă am o urgență medicală. Nu, explic încă o dată, este pentru 3 ore, da. Puteți să... Da, așa, da. Nou, dacă doriți, dar dacă vă faci pe cineva încă o dată, ține cum că este drum de servitut, așa. De civilă, da? Ceea ce înseamnă că nu intră în... Așa, deci dacă eu vreau să plec... ...la dat... organelor de poliție... Lasă-mi pe dumneavoastră tehnic și dacă ai întrebări... Da, păi am, Tomai. ...că nu intră în area de competență a organelor de poliție. V-am explicat și mai demult ce treabă cu drumul de servitute. Este scris mâna asta că vreți să vedeți sau dacă nu puteți să vă documentați. Eu nu sunt angajat. Vă rog frumos să nu faceți foc. Lasă, vorbesc. Din partea poliției Ilfo, mi s-a comunicat că poliția intervine pe drumul de servitute. Eu vorbesc, dacă vorbiți peste mine, vă las să vorbiți și am terminat. Bine ar fi să terminăm. De ce? Nu s-a luat Ștefan, toată vă comunic faptul că o instanță contravențională conform legii 61, articolul 2.11, pentru amendarea nedificată organelor de poliție, cu amendă 500 de lei, da? Amendă aveți prin poliție, o seară bună, vă urez. Formulați ca să am ce contesta, rangul dumneavoastră o să devină obligația mea în viață.